În fiecare zi din viață putem învăța ceva benefic, putem afla ceva ce nu știam, putem oferi creierului, invadat de informații negative și de stres, relaxare și o stare de bine. Oameni pentru care talentul este o calitate predominantă, informații prețioase sau pur și simplu informații de uz general, toate prinse într-o enciclopedie numai la ENSA TV. Haideți să învățăm împreună din exemple de bună practică, să aflăm lucruri care ne interesează și, de ce nu, să ne distrăm. Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, ca de obicei gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi, iar astăzi vom discuta subiecte culturale, pentru că vor avea loc evenimente culturale foarte curând. Este vorba în special de festivalul de folk Poarta Sărutului, motiv pentru care l-am invitat în studio pe Iani Gârbaciu, consultant artistic și purtător de cuvânt al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu. Bună, Iani, pot să spun Iani? Să rămână cu siguranță. Ne cunoaștem de foarte mult timp, când tu erai mic. Și vă mulțumesc pentru invitație. Cu mult drag, iată că acum reprezinți o instituție și te ocupi cu ale culturii ca și noi de altfel. Da, e adevărat ce spuneți. Spuneați de urmează evenimente importante și chiar așa e. Festivalul de folk Poarta Sărutului este un eveniment foarte important pentru noi, pentru Târgu Jiu, pentru Gorjeni, pentru Școala Populară de Artă, pentru că este principalul nostru eveniment, pot să-i spun așa și nu greșesc cu siguranță, votat în trecut principal eveniment cultural din Târgu Jiu și un eveniment foarte așteptat de da. Fanii muzicii folk la Târgu Jiu. Într-adevăr. Și vin, sunt recitaluri cu vedete din muzica folk. Da, și anul acesta o să pe cine fie vom avea o să fie o ediție specială, zic eu. Ajungem și la numărul 15. Felicitări, multe ediția ediții cu înainte. Numărul 15, mulțumim frumos. Și va fi o distribuție bogată. Mai mari folcului românesc vor veni la Târgu Jiu, numai puțin de 15 recitaluri, 5 recitaluri pe seară. Festivalul va porni vineri, 12 august, și se va încheia duminică, 14 august. 3 serie frumoase, zicem noi, la Târgu Jiu, 3 serie așteptate și de noi organizatorii și de târgujeni, cu siguranță. Este un festival concurs, la? Este un festival concurs. Dar și recitaluri în fiecare seară. Și după partea de concurs, în fiecare seară, urmează recitalurile. A ajuns, spun specialiștii, invitații noștri din fiecare an, a ajuns festivalul nostru să fie cotat, considerat cam printre cele mai importante festivaluri de gen, pentru că avem și un noroc, dacă vreți, și cu drag vi-l dezvălui și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Cumva, festivalul de folk de la Târgu Jiu este legat de tabăra de folk de la Calafat, care este organizată de prietenul nostru drag Dan Vană, un cantautor cu nume în muzica folk, nelipsit de la festivalul nostru, cred că de 10-12 ani, 10-12 ediții, nu știu, una, două a pierdut, chiar mă uitam zilele trecute cu domnul director, cu domnul Alexandru Ratu, peste dosarele din anii trecuți.
afișe, palmares și așa mai departe. Și sunt câțiva care au lipsit doar la câte o ediție, două, trei, dar se numără printre ei. Vă spuneam că ăsta e unul din norocul nostru, pentru că la Calafat, în perioada 4-11 august, se întâmplă tabăra de folk de la Calafat. Este o tabără, sunt gata adunați și este se o tabără la noi. Ceva de genul, este o tabără de creație. Și ce e cel mai important, în ea au voie să participe concurenții care câștigă trofeul unui festival de muzică folk în decursul anului. Toți cei care câștigă trofee pe la festivalurile importante de folk din țară vin cu siguranță la Calafat, pentru că este o întreagă nebunie, o poveste frumoasă. Alături de acești concurenți vin toți marii noștri folkiști în tabăra folk de la Calafat, de la Nico Alifantis până la Ducu Berții, până la Șeicaru, până la Socaciu și așa mai departe, absolut toți vin la Calafat și au posibilitatea să creeze, să colaboreze cu acești artiști importanți ai genului acesta, ai folkului românesc. Și atunci toți acei concurenți, după tabăra folk, care se termină pe 11, vin la Târgu Jiu, pe 12 august. Și iată deja cum îți ridică partea de concurs a festivalului, care este foarte importantă. Deci în fiecare an noi ne bucurăm deja de niște concurenți tare buni, plus ce mai vin din țară. Și e anul un festival acesta, național. Da, e festival național și anul acesta cu siguranță ne vom bucura de concurenți. Anul trecut am avut, cred, vreo 20 de concurenții total, 10 într-o seară, 10 în cealaltă, și anul acesta probabil că tot la fel o să fie numărul lor, dacă nu un pic mai mare. Spunea Dan că are deja, Dan Vano, spunea că are deja foarte multe cereri de înscriere pentru tabăra folk de la Calafat. Iată, cumva, automat avem și noi concurenți. Vă spuneam că vor fi trei serii de poveste și permiteți-mi să vă spun și componența seriilor. Anul acesta va fi și un lucru care nu s-a mai întâmplat de mult și îl încercăm, să sperăm că iubitorii folcului o să înțeleagă și o să vină alături de noi, la fel ca în anii trecuți. La festival va fi perceput și un bilet de intrare. E într-adevăr o sumă, ea spune eu, modică pentru ce distribuție și ce spectacol va fi în fiecare seară la Târgu Jiu în această perioadă. Ar fi bine să spunem care este suma modică, pentru că o să spun să cu știe. Siguranță, prețul unui bilet este de 5 lei pe seară sau cu posibilitatea cumpărării unui pachet, dacă vreți, așa ne-am gândit noi, pe trei seri, care să coste 10 lei. Deci, iată, ajungem undeva la 3 lei și ceva, 3 lei 30. Cu 3 în perioadă. Exact, pe bilet, pe seară. Cum ar veni, nu este să o sumă, atâția artiști mari. Nu este o sumă mare deloc și încercăm, costurile unui astfel de eveniment se ridică destul de mult și încercăm să susținem prin toate mijloacele posibile pentru ca an de an fiecare ediție să crească în valoare prin invitații noștri, gândindu-ne că sunt 1600 de locuri, 1600 și un pic de locuri pe scaune la Teatrul de Vară. Deci, iată, locuri destule pentru iubitorii muzicii folk și cu experiența anilor trecuți, în fiecare an, cel puțin într-o seară, Teatrul de Vară a fost arhiplin. Și asta e o posibilitate pentru, pe de o parte pentru noi, de a vedea dacă chiar atât de iubit este genul ăsta muzical la Târgu Jiu, și eu sunt sigur că nu o să fie problema acest bilet, spun eu, la o sumă modică. Cum pot fi achiziționate biletele acolo, la intrare? Există la intrare și varianta să fie cumpărate mai devreme? Da, cu o săptămână, chiar azi discutam cu domnul director și cu o săptămână înainte de a începe festivalul, vom pune la dispoziția doritorilor biletele tot la sediul nostru, unde se va desfășura practic și festivalul, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, sediu Școlii Populare de Artă. Haideți să povestim și să vă dezvălui și invitații. Asta vreau să întreb, mă tot uitam că sunt acolo trecute niște nume, da. Dacă sunt deja confirmate, sunt prezența deja confirmate lor, în fiecare seară i-am împărțit pe seri. Prima seară va fi, vom încerca să facem, am zis, să creăm o poveste. Până la urmă, asta e ideea și asta e frumosul. Folcul este poezia cântată, e o poveste.
frumoasă și în prima seară încercăm să reamintim publicului de la Târgu Jiu. Deci pe o poveste frumoasă, eu nu am prins-o, am citit, am văzut filme, am văzut, am cunoscut, dacă vreți, perioada doar așa, nu și pentru că nu eram născut. E vorba de Cenaclul Flacăra și vom încerca să așa o seară de remember la Cenaclul Flacăra cu Andrei Păunescu în rolul principal, dar alături de colegii dragi lui care au făcut în trecut parte din Cenaclul Flacăra și cu siguranță, asta e ca un bonus care vreau să îl afle telespectatorii, cu siguranță și ceilalți invitați în festival care vor cânta sâmbătă și duminică vor ruca poate preț de o piesă pentru a crea chiar o poveste în această seară de vineri. Deci este Andrei Păunescu, este Adi Beznă, care și anul acesta va fi anfitrionul festivalului alături de prietenul și colegului și prietenul drag al nostru, poetul Andrei Maftei, e perechea de anul trecut, care se menține și anul acesta. Va fi Vasile Mardare, va fi Ovidiu Mihăilescu și va fi, în fine, Cătălin Stepa, băiatul Tatianei Stepa, vocii de aur a muzicii folk și nu numai, a spune eu românești, Tatiana Stepa. Aceasta va fi seara de vineri. Chiar și Tatiana Stepa a fost cu ani în urmă. Cu siguranță, da, este un... Din păcate nu mai este printre noi, cred că telespectatorii știu. Da, chiar cu ceva ani în urmă, ediții trecute, într-o ediție trecută, chiar atunci s-a întâmplat, Tatiana Stepa a fost nelipsită. Da. Ani de rândul la festivalul nostru. O prietenă dragă și iată cu bucuria că Cătălin, băiatul ei, duce mai departe și face bine lucrul acesta, muzica lui, dar și a mamei sale, pentru că cântă și piese ale Tatianei Stepa. Trecem la seara de sâmbătă, unde pe scenă, după seara de concurs, bineînțeles, în fiecare seară va fi prima parte, seara de concurs, evenimentul, festivalul va începe la ora 7 în fiecare 8, seară, 19. Ora 19, da? La Teatru de Vară din Târgu Jiu, mai amintim o dată. Sâmbătă după seara de concurs vor urca pe scenă rând pe rând Mădălina Amon, va urca pe scenă prietenul nostru de la Lupeni, Florin Camen, cel care cântă și imnul festivalului nostru. Apoi Stepan Gheraxiev, prietenul nostru din Bulgaria, care vine de ani buni la festivalul nostru și ia uitați ce poveste frumoasă, că până la urmă vă spuneam la început că e vorba de o poveste. Stepan, de 4 sau de 5 ani, consideră că e bine și e necesar să acorde și el un premiu la festivalul nostru pentru cel mai bun tânăr concurent. Este un premiu dat din buzunarul lui, cumpărat din buzunarul lui, și ăsta e un gest, chiar un gest de fair play, și spunea că tot timpul se simte atât de bine aici la noi la Târgu Jiu, încât nu-i mai vine să plece. Urcă cu noi și în Poiana lui Mihai, vom vorbi, pentru că duminică ziua este împărțită în două și pentru noi cu festivalul, vom vorbi când trecem la ziua de duminică. Deci am spus Stefan Gheraxiev și apoi recitalurile extraordinare ale serii, Emeric Imre, președintele jurului și anul acesta, ultimul an când Emeric va fi președinte, e o cutumă la festivalul nostru, președintele jurului are un mandat pe 2 ani. Anul trecut a fost primul an al lui Emeric Imre în postura de președinte. Și anul acesta și încheie mandatul un prieten drag al festivalului care a lipsit și el doar o ediție și apoi va încheia seara Mircea Baniciu cu un recital extraordinar, președintele de acum 3 ani. El a avut și el un mandat de 2 ani. Să revenim și să spunem perioada în care are loc festivalul, să noteze colegii și pe burtieră dacă 12, cumva nu s-a notat. 12-14 august, vineri, sâmbătă și duminică, la Teatru de Vară din Târgu Jiu, cu începere de la ora 19. În fiecare seară. În fiecare seară. Am trecut la ziua de duminică, da?
Și vă spuneam că ziua de duminică pentru noi este împărțită în două. De ce? Pentru că mai este un eveniment de suflet care se întâmplă duminica de fiecare dată de 15 ediții, iată. Duminică dimineața urcăm împreună cu artiștii care mai sunt la Târgu Jiu duminică, pentru că o parte dintre ei o să plece după ce își termină recitalul. Urcăm sus în Poiana lui Mihai, la Schela, unde are loc alt eveniment de suflet, pelerinaj de suflet românesc. Este un eveniment cu iz patriotic în zona aceea minunată, foarte frumos, se vede tot Gorjul de acolo de sus. Se recită poezie patriotică, este și un concurs de poezie patriotică care se termină cu premierea participanților acolo sus. Și care este la ediția? Concursul este la ediția a patra, cred, anul acesta. În același timp, în fiecare an s-a scos până acum. Acum nu știu să vă spun dacă își va ține obiceiul și o antologie de poezie, Sărutul, coordonat de doamna profesoară Eli Gâlcescu, evenimentul acesta, Pelerinajul Suflet Românesc, coordonat și făcut așa cu sufletul în palmă de colegul și prietenul nostru de la Consiliul Județean, Cristi Băluță. Spuneam că urcă poeți acolo, folchiști, colegi și prieteni. Se va recita, se va și cânta. Se va recita, se va și cânta. De asta spun că e un eveniment frumos, lume destul de multă în fiecare an acolo și iese un spectacol frumos. Se va recita și se va cânta acolo preponderent muzică și poezie patriotică. Și să vedeți ce frumos este lui Ștefan Gheraxiev, care cântă acolo sus în Poiana lui Mihai, Ruga lui Vali Sterian, o piesă prescrisă pe versurile lui Corneliu Copos, o piesă care te răscolește, cântată de un bulgar, iată. Și acolo e un loc de văzut și de mers. Mai ales că este pe un drum istoric, este vorba de drumul Neamțului, este vorba de un drum care ajunge în Pasul Vulcan și care se întâlnește cu un drum roman. Așa că și se spune că acolo a campat și Mihai Viteazul la trecerea sa și acolo și-a pierdut și calul lui, așa spune legenda. Asta e duminică, la ora 12 începe acolo sus în Poiană. Și apoi seara... Duminică pe 14 august, să nu vă duminica asta, că nu e nimic. Da, pe 14 august. E doar monumentul. Și apoi... urmează gala laureaților, bineînțeles, tot de la ora 19 la Teatru de Vară. Teatru de Vară. Și apoi se încheie festivalul nostru cu alte 5 recitaluri extraordinare. Dan Vană, colegul și prietenul nostru de la Calafat, pot să-i spun colegul pentru că așa considerăm că evenimentele noastre, tabăra fără de la Calafat și festivalul, sunt cumva înfrățite așa. Vali Șerban va cânta Mihai Boicu, câștigătorul ediției trecute, o voce foarte bună, care deja începe să confirme folcul românesc, și seara va fi încheiată de doi, eu nu știu cum să le spun, monștri sacri ai folcului românesc, Ducu Berții și Vasile Șeicaru. Iată o distribuție extraordinar, foarte bună, o distribuție care cu siguranță va fi apreciată și cu siguranță târgujenii vor veni alături de noi. Vorbeam de Andrei Păunescu, el va fi în prima seară sau nu am înțeles? Da, el va fi în prima seară. Andrei Păunescu va fi în prima seară. Un remember Cenacul Flacăra trebuie să se bucure și de prezența lui Andrei Păunescu. Corect, corect, corect. Da, într-adevăr, un festival de înaltă ținută, care iată că ajunge la o ediție importantă, ediția 15 a dragilor spectatori. Și am constatat, mergând la festivalul de folk de-a lungul timpului, că deși este o muzică ce se cânta așa la nebunie pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu, cum se spune, o muzică și un cenaclu Flacăra ce umplea stadioane,
și care s-a încheiat Un adevărat brusc fenomen. în urma unei furtuni și a Urma unor unui spectacol electrocutări eșuat, să zicem, da, pe un pe un stadion. stadion, din păcate, dar și eu am fost la pe stadionul din Târgu Jiu la un spectacol al Cenaclului Flacăra. Erau un fel de, cum să zic, ca un fel de evadare ceea ce se întâmpla la spectacolele Cenaclului Flacăra, pentru că atunci era foarte multă cenzură, nu aveai curaj să spui nimic, e acolo toată lumea vorbea și vorbea mult și toate acele cântece aveau subînțeles și ne miram cu toții cum de nu ne arestează ăștia. Cum e permis așa Da, ceva. era o dizidență pe față și a Dar durat ăsta, mult dacă și a fost foarte frumos. vreți, este la fel meritul, cu siguranța lui Adrian Păunescu. Clar, da. A știut să jongleze cu lucrurile acestea, deși foarte mulți, mai ales acum pe final și chiar după dispariția acestuia, au aruncat așa un pic cu noroi în stilul nostru caracteristic, nu Românilor, de da. altfel, Nu, deci dar l-am iubit pe Adrian Păunescu rămâne totuși un poet și și un continuăm să-l iubim chiar dacă nu mai este om de cultură gigant. printre oameni și nu mai poate să facă ceea ce făcea atunci, dar pentru cei care nu știu, ceea ce făcea acel om pentru cultură, se recita, se cânta folk, se descopereau talente Acolo, da, pe loc. acolo. Și mulți dintre cei care acum continuă să cânte folk sunt urmașii ai acelor vremuri descoperiți de Adrian Păunescu în acest extraordinar Cenaclu Flacăra, care a depășit granițele unui cenaclu și a devenit un spectacol itinerant. Deci toată lumea era nebunită. Vine Cenaclu Da, era Flacăra. un curent, așa, Da? un. Și stau și mă întreb acum de ce nu se mai întâmplă. Uite, festivalul de folk de la Târgu Jiu este un fel de continuare Da, a Cenaclului tot în Flacăra. aceeași lungime de unde, dacă vreți, tot un eveniment de suflet, cu adevărat de Exact. suflet, pentru că chiar așa este perceput și de invitații noștri de an de an. Vin la Târgu Jiu ca acasă, se simt ca acasă, sunt 3 zile speciale, 3 zile de poveste și pentru noi care așteptăm evenimentul ăsta, cum vă spuneam, în fiecare an, de la începutul anului cu sufletul la gură, dar și pentru cei care vin la Târgu Jiu se simt ca acasă și cred că până la urmă asta este cel mai important lucru. Vorbeam de poveștile frumoase, să vă mai povestesc o întâmplare chiar impresionantă. Într-un an, acum vreo 3-4 ani, un prieten foarte bun de-al meu, avocatul Marian Olaru, fost elev de-al tatălui meu la Palatul Copiilor, la grupul Strunga, Îl salutăm pe domnul grup de Viorel muzică folk, Gârbaciu. a venit la mine și mi-a spus: Iani, hai să ne vedem la un suc, să stăm puțin de vorbă. La acea întâlnire a venit cu un tânăr, Cosmin, de la Cluj, un fan al festivalului nostru, venea negreșit timp de 3 ani la festival și mi-a propus să colaborăm, el având un sistem din ăsta foarte bun de sunet. Pentru că la un astfel de festival, unde totul se întâmplă live, asta e un avantaj al muzicii folk, e real, e simțit, e transmis așa de unde trebuie. Și așa a început o colaborare care, iată, dăi nu e de 3 ani, cred că a 3-lea sau al 4-lea an, când Cosmin vine la Târgu Jiu, gratis, fără să-l Gratis. plătim. Decât cu cazare și cu transport, vine cu un sistem de sunet care la Târgu Jiu nu știu dacă se găsește și e și el parte a poveștii noastre. De asta spuneam că festivalul, până la urmă, chiar este o poveste, a reușit să-și atragă fani din alte zone decât din orașul Târgu Jiu și cred că, până la urmă, asta e cea mai bună garanție la un eveniment chiar reușit, când oamenii vin din altă parte doar să fie parte a același eveniment. Și pentru că aminteai de grupul Strunga de folk, iată că se făcea, mai există grupul Strunga? Nu mai Se făcea există, nu folk la mai Târgu există, se Jiu? făcea fol la Târgu Jiu, și eu am fost, Membru la al rândul meu, grupului? da, membru al grupului, am fost
în țară cu trupa. Dar vrei să știi unde am fost noi cu grupul Strunga? Să vă spun și dumneavoastră, dragi spectatori, și ție, nu cred că știi. Într-o iarnă ajunsesem pe la Borăscu și găsisem o bătrână. Ma, chiar am fost și eu Ai acolo, fost la Borăscu da? Atunci? Da, am fost și am colindat-o, nu? Numai asta. Da, să da. Să vedeți ce frumos. Deci am găsit-o pe bătrânica aia, era atât de săracă, am fost altă dată, nu ne-am dus special aia. Și am găsit-o cât de era de săracă, atât de curată. Ce făcea ea? La 80 și câți ani avea, făcea curățenie de Crăciun. Și avea, m-a impresionat foarte tare așa un tablou cu multe poze, că așa se pune la țară și așa se pune odată, pozele într-un tablou, pozele de familie, dar pentru că nu mai țineau marginile, le legase cu oațe de papiotă. Dar atât de mult să nu se rupă, dar și suficient de rar ca să se mai vadă pozele. M-a impresionat extraordinar. Și a zis, mama, e la matale, vin colindătorii. Păi ce să le dau eu, maică? Că pensia mea nicio oală de sarmale nu fac cu ea. Și atunci am venit la domnul Gârbaciu. Cred că erați la clubul elevilor voi da, atunci. Da, da, la Palatul da? Copilor. La Palatul a funcționat Copilor. Tot timpul grupul a, Strunga. Așa. Vorbim de folk, da? Deci avem voie, da? Ca să vedeți că se făcea folk și se face până se la urmă, face, că sigur, avem concurenți sigur, și la ora sigur. Actuală de la Târgu Jiu. Și am venit la domnul Gârbaciu și am propus să mergem să o colindăm pe această bătrână care n-a primit în viața ei colindători. Nu pentru că n-ar fi vrut, ci pentru că era prea săracă și colindătorii nu veneau la ea. Și avea și o pisică, mi-amintesc. Ați făcut și o campanie frumoasă atunci, țin minte, da, și am da, ajutat-o. Da, da. Nu, chiar a fost un am eveniment făcut și o campanie de și am ajutat-o care cu ce a putut. I-am dus inclusiv sarmale, varza de sarmale, carnea de sarmale. I-am dus mâncare pentru pisică, dar i-am spus, tanti, vezi că cutia asta este pentru cu mâncare pentru pisică. Să nu faci altceva da. Cu ea. Ea nu știa ce e aia săraca de ea și cred că sunt mai mult de 15 ani da, de atunci. Da, da, da. Eram așa. Eu foarte mic atunci. Erai tu foarte mic, dar uite, am uitat că și tu ai fost. Da. Mă gândeam că e de mult și că tu n-ai fost. Ei, și ce credeți? Ne-am oprit la motru să-și încălzească vocile colindătorii, să bem un ceai și acolo s-au apucat să-și încălzească vocile. Cei care erau prin local pe acolo, la intrarea motru, e un local acolo pe dreapta, nu facem reclamă, nu știu cum se cheamă și nu asta contează, dar erau mineri. Erau oameni care serveau masa la prânz, erau înainte de prânz. Și au rămas așa cu gurile căscate, văzându-i pe oamenii ăștia, pe omenașii ăștia, cântând cu ghitările, cu astea colinde. Frate, noi ne scuzați, știți, ne încălzim și noi vocile că avem o cântare mai încolo la o mamaie. Ce credeți că au făcut oamenii ăia? Au venit și le-au dat bani tinerilor, iar tinerii ce credeți că au făcut cu banii? I-au donat lui mamaia. Nu știu dacă mai trăiește, nu cred că mai trăiește, că era foarte da, vârstă. Da, cred că și eu zic că au trecut ani, ceva ani buni au trecut atunci. Ceva ani de atunci, dar a fost un gest extraordinar că, iată, grupul Strunga a mers cu noi pentru că ni s-a pus nouă pata pe mamaie să ne ducem, să-i ducem ceva, să-i amintiri facem o frumoase. Surpriză de Crăciun, da. Chiar amintiri frumoase. Chiar amintiri frumoase și îl salutăm pe domnul Gârbaciu și îl felicităm pentru faptul că, iată, a existat acest grup Strunga și există și la ora actuală și la Aparatul Copiilor secție de folk. Da, da, da. Are și școala populară secție de folk. Are și școala populară secție de folk. Avem și tineri cu rezultate. Un prieten drag mie, Filip Cărciumaru, a câștigat acum vreo săptămână, două, un important trofeu la Alba, la un festival. Iată, începe și Gorjul să aibă rezultate în muzica folk, odată cu trofeul acesta câștigat de Filip, care te introduce așa în lumea bună a folkului. În momentul în care câștigi un trofeu important în țară, deja corect. Începi încet, încet să-ți faci un drum în muzica. Iar folk. Dacă ar fi câștigat trofeul la Târgu Jiu, s-ar fi spus că are pile, că lasă bă, la da, e acum, pila acum Târgu o să vină la Târgu Jiu, la festival, el a venit în anii trecuți și că ați adus și pot să fac așa o paralelă și să spun și lucrurile acestea, ați adus aminte de pile și de astfel de lucruri, la noi nu prea se poate întâmpla treaba asta, pentru că juriul este format chiar din persoane competente, cu nume în muzica folk, cu o viață și o muncă în spate care să le dea dreptul să aibă părere avizată și nediscutată, dacă vreți, de ceilalți.
Președintele juriului o să fie Emeric Imre, așa cum vă spuneam, Ovidiu Mihăilescu, care va fi în prima seară prezent în recital, cantautor, scrie și poezie, și poezie bună, cântă și o face bine, Teodora Ionescu, specialist și realizator de emisiuni folk la posturile de radio naționale, deci pe posturi avizate, ca să zic așa, la Radio România. Mihai Cosmin Popescu, la fel, este prezent anul acesta în juriu. Poetul Spiridon Popescu, tatăl meu, va fi prezent în juriu și câte un membru de la fiecare instituție care organizează festivalul, pentru că alături de noi, la un eveniment așa de mare, musai, trebuie să fie și colegii noștri. Consiliul Județean Gorj, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjiu, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centrul Constantin Brâncuș, ceată toate instituțiile de cultură își dau mâna pentru reușita până la urma unui festival. Palatul Copiilor, nu? Palatul Copiilor nu este partener. Și presa, toată parteneră. Da, ne bucurăm și cred că până la urmă asta e ideea și vă mulțumesc pe această cale și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Până la urmă, cred că asta e ideea, astfel de eveniment să fie promovat pentru că merită. E un eveniment cu care noi ne mândrim și trebuie să se mândrească comunitatea pentru că aduce an de an nume mari ale folcului românesc, până la urmă ale vieții culturale românești. Vin nu numai folchiști, vin și poeți la Târgu Jiu în această perioadă. Presa națională, avem parteneri și din presa națională și, repet, este cu atât mai mult o mulțumire pentru noi. Cred că nici dumneavoastră, și când mă refer la dumneavoastră, nu spun strict la dumneavoastră, ci la întreaga presă, nu se alătura și nu punea umărul la promovarea unui eveniment dacă nu îl considera de calitate. De calitate și corect. Da, și eu vreau să spun de câte ori vorbim despre activitățile culturale ceva telespectatorilor și am să repet de fiecare dată, pentru că sunt unii care cârtesc și zic, ia uite frate de ce le arde Astora. Lumea moare de foame și lor le arde de cultură. Da, ne arde de cultură pentru că veniți măcar o seară la festivalul de folk și o să vedeți ce bine o să vă simțiți. Explicația este foarte simplă. Și la oricare dintre activitățile culturale vă veți simți foarte bine și atunci și după aceea. De ce? Pentru că veți uita de grijile de acasă. Iar asta este cea mai importantă metodă de a stopa stresul și de a reîncărca bateriile, chiar dacă chestia asta durează 10 minute, o jumătate de oră, o oră, un concediu, dacă vă permiteți, cu mare drag, mergeți în concediu, dar o seară de folk vă va face să vă simți bine din cauza asta, pentru că veți uita, datorită acestei multitudini de artiști deosebiți, de muzică, de suflet, veți uita de grijile de acasă, veți tăia stresul la gât, îl veți omorâ și după ce vă duceți acasă, iar a doua zi veți fi sănătoși, fără stres și o veți putea lua de la capăt cu mult mai multă forță. Chiar citeam undeva astăzi o maximă, nu mai știu a cui, Einstein, dacă nu mă înșel, care spunea, da, mă rog, o să-mi o amintesc pe parcurs și o să o spun, are legătură cu asta. Mintea este parașuta care te salvează, este ca o parașută, te salvează numai dacă se deschide. Ca să ne deschidem mintea, trebuie să scăpăm de stres. Avem trebuie stres? Să ajutăm. Avem stres, am închis mintea, nu mai găsim nicio soluție. Așa că aceste activități culturale sunt hrană pentru suflet și pentru sănătatea dumneavoastră. Nu pot să nu spun asta de fiecare dată. Pentru că foarte mulți zic, iete ce iar de pe ăștia cultura. Da, cultura. Da, cred că e importantă până la urmă și pentru transmiterea și moștenirea neamului nostru pe mai departe. Și asta, categoric. Voi aveți o misiune acolo. Asta este misiunea voastră. Dar cei care vin către voi și se bucură de asta, trebuie să știe că pe lângă
amintirea strămoșilor, a trecutului, păstrarea identității culturale. Dacă nu aia îi interesează, măcar să scape de stres și tot contează să vină alături, da, de noi. Da, să vină măcar o seară și cât nu o să mai rateze. Exact ca și când mă duceți la biserică, zice, bă, ce bine mă simt, am fost la mănăstire, ce bine mă simt. De aia, ați uitat în momentul ăla de griji. Ați admirat sfinții de pe, pictați pe icoane, ați simțit un miros de tămâie, o răcoare, un fior al credinței și ați scăpat de stres. Iată, veniți la Folca, la biserică și o să vă simțiți bine. Bun. Și acum, pentru că nu mai avem decât 8 minute din emisiune, aș vrea să facem o scurtă trecere asupra activității, întregii activități a școlii populare, mai ales că urmează înscrierile și ar trebui să spunem aproximativ cam câți elevi are. Știu că este cea mai mare din țară ca număr de elevi. Dacă aveți secții noi, ce secții aveți, să știe tinerii care vor să se înscrie la aceste cursuri opționale, care pot să devină pentru ei o meserie, de ce nu? De cele mai multe ori s-a și întâmplat lucrul ăsta. Da, înscrierile la noi la școală încep la începutul lunii septembrie, iar cursurile propriu-zis încep la începutul lunii octombrie. Funcționăm cumva cu o mică întârziere, dacă vreți, după programul Ministerului Educației, deși noi nu avem nicio legătură cu Ministerul Educației. Suntem instituția aflată în subordinea directă a Consiliului Județean Gorj. E adevărat, suntem cea mai mare școală populară din țară, nu doar la numărul de elevi, care este de cel puțin 4 ori mai mare decât al următoarei instituție de asemenea, la fel ca a noastră din țară, deci noi avem undeva peste 2000 de elevi și în general o școală populară mare, Cluj, București, deci iată orașe mult mai mari decât Târgu Jiul și județul nostru, până la urmă, și județe mult mai mari, au la 500, 600, 700 de elevi, cam asta e media. Noi depășim 2000 de elevi de câțiva ani buni. Avem și mai foarte trebuie multe... spus că vin și din afara județului. Da, avem elevi mehedinți, Vâlcea, Dolj, toate zonele limitrofe. Ba mai mult, avem și străini. Rezultat? Avem aveți și străini? Străini. Avem din Serbia, din Valea Timocului, care vin așa odată la 2 săptămâni, la 3 săptămâni la noi la școală și fac cursuri aici. E o bucurie și o satisfacție. E clar că munca e apreciată și rezultatele se văd. Rezultatele sunt apreciate. Rezultatele se văd. Avem 37 de secții externe în tot atâtea localități ale județului nostru. În general, la secțiile externe se desfășoară activități de grup. La noi, la sediu, activitățile și la școala populară, la cursuri, activitățile se fac individual. Fiecare elev vine la oră și își petrece ora respectivă, pentru că o oră ține o ședință, și petrece ora respectivă doar el cu profesorul și cu repetitorul de cele mai multe ori, dacă este cazul. Asta e un avantaj, pentru că copilul poate să acumuleze mult mai mult și mai într-un timp mai scurt decât în grup, pentru că oricât ar vrea profesorul, nu poate să explice fiecăruia în parte pendelete un lucru. Avem foarte multe specializări, de la canto, indiferent că vorbim de canto muzică ușoară, canto muzică populară, canto clasic, la mai toată gama instrumentelor și tradiționale, dar și actuale, să le zic așa, pentru că orga, cred că aici intră, chitară, acordeon, avem și țambal, un instrument pe care a dispărut, la care cursurile sunt gratuite, nu se percepe da? Taxă. Și din păcate nu sunt așa mulți doritori, fiind un instrument pe care dispariție, v-am spus, este scutit de taxă, dar este greu. Toți, și profesorul țambal îmi spunea că e greu să înveți și poate de asta invit telespectatorii noștri să vină la noi
și să salvăm cumva instrumentul ăsta pe cale de dispariție. Apoi avem dansurile, pictură, artă fotografică, meșteșuguri, pentru că se pot învăța și meșteșuguri la noi la școală, avem meșterii. Care iar sunt gratuite cursurile Da, la meșteșuguri. avem meșterii populare care transmit pe mai departe și e o bucurie că au cui să transmită până la urmă, asta e cel mai important. Și într-o grupă de 20 de elevi, dau un exemplu, dacă doi rămân cu acel meșteșug și la rândul ei o să-l ducă și mai departe, e cumva, dacă vreți, o garanție că nu o să moară, nu o să dispară. Și e mare lucru. Deci așteptăm din septembrie să vină la noi la școală, la sediu, la teatrul de vară sau în localitățile de unde sunt dumnealor, să Și meargă și se să pot se înscrie intereseze. acolo sau trebuie să Da, vină la sediu? trebuie să vină la sediu să se înscrie, dar pentru a se informa despre ce cursuri se fac, pentru că în fiecare localitate se fac diferite discipline, nu se merge în toate În localitățile pe funcție aceeași de disciplină. cerere, Exact, probabil, exact, nu? de cerere, de numărul de doritori și așa mai departe. Ar trebui să spunem și care sunt taxele, pentru că sigur cei care ne văd acum ar vrea să știe cam între ce sume La taxe stăm, cred se că, întind tot taxele. în frunte, dar la cele mai mici taxe din țară. Da? Da, de exemplu, nu știu să vă spun la absolut toate Nu, disciplinele, între și între, dar să spunem. în medie, așa, vă spun la discipline care sunt Cele foarte mai căutate. căutate, da. Deci, la canto, muzică populară, taxa este de 5 milioane, Pe cu an. pe an plătibilă în 3 rate, în 3 Tranșe. perioade, în 3 tranșe, sigur, cu o taxă de înscriere de 30 de lei, cred că este acum. La orgă, un alt domeniu foarte, foarte căutat, este undeva la 4 milioane și jumătate, 5 milioane. Deci pe aici merg taxele. Cea mai mare cred că este 5 milioane și cea mai mică undeva la 2 milioane și jumătate. Câteva scutite taxe, țambal, meșteșuguri și așa mai departe. Suntem la finalul emisiunii, trebuie să ne luăm la revedere. Încă o invitație la festivalul de folk din partea ta pentru telespectatori. Cu drag vă așteptăm, prieteni, 12-14 august, vineri, sâmbătă, duminică, 3 zile de poveste la Târgu Jiu. Veniți să fiți parte a poveștii noastre frumoase la ediția cu numărul 15 a Festivalului Național de Muzică Folk și Baladă Poarta Sărutului de la Târgu Jiu. Ne vedem la festival, dragii mei. Eu vă spun la revedere. Sunt Aura Stoienescu, o ediție Ordinea de zi astăzi. Iani Gârbaciu, consultant artistic și purtător de cuvânt al Școlii Populare de Artă Târgu Jiu, a fost invitatul meu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!